echipa, ai făcut-o și în această seară. Spune-ne cum a fost. Bună seara. Un meci foarte bun, un meci consistent, făcut de noi. Am dus mingea dintr-o parte în cealaltă, am reușit să dăm gol în prima repriză. Asta ne-am propus înainte de meci, să marcăm în prima repriză, să ne facem un meci ușor. Din păcate am luat acel gol în ultimele minute și din nou am trăit la intensitate maximă finalul meciului. Parcă vă trecea prin minte așa finalul meciului de anul trecut cu Voluntari, unde vi s-a luat, nu știu dacă titlul, dar șansa de a juca cu titlul pe masă și v-a funcționat. Da, ne s-a luat șansa, da. Chiar să știi că ne-am gândit, dar important este că am reușit, am învățat din acel meci și iată că am reușit să câștigăm dramatic, să spun așa. Ați rupt și blestemul meciurilor jucate pe terenul celor de la Voluntari? Da, pe terenul acesta nu avem amintiri plăcute, dar este important că am reușit să câștigăm. E o echipă arțăgoasă, o echipă care stă bine în teren, au jucători foarte buni defensiv, un antrenor foarte bun și iată că a fost un meci greu. Cum vă simțiți când vedeți că toate echipele aflate sus acolo în lupta cu voi? A fost o etapă bună pentru voi? Au pierdut sau au făcut egal și voi? Da, etapa asta vedeți a fost, de drumul vostru, da. Etapa asta a fost făcută pentru noi. Și pe locul 3. Și pe locul 3. Foarte bine, am mai urcat un loc. Cum va fi lupta asta, Florin? Va fi o luptă foarte frumoasă, foarte grea. Echipe foarte bune, de tradiție, se bat la campionat. Așa că cred că toate au șanse din play-off care vor intra. Va fi o luptă în 3 sau crezi că mai multe? Toată lumea nu știu ce în să 3. Zic, în 3-4, cred eu, părerea mea. Cum se anunță meciul cu Universitatea Craiova, mai ales că nu veți miza pe Olaru? Da, o pierdere foarte mare, dar asta este. Echipa merge înainte, trebuie să câștigăm. Poate trebuie să fie o motivație în plus. Aseară Universitatea a câștigat. Vă pune în gardă acest rezultat? Da, normal. Da. Pentru că au avut un început mai ezitant. Da, ne-am uitat la meci, am văzut, au avut un început mai dificil, dar au arătat bine repriza a doua, așa că va fi un meci frumos, cum de altfel au fost toate meciurile cu ei. Cu jucători foarte buni, mă bucur pentru Ivan care a reușit să înscrie, trece printr-o perioadă foarte bună, așa că va fi un meci deschis. S-a vorbit în ultimii ani numai de CFR, principala favorită. Anul ăsta parcă voi arătați mai bine și începe să se vorbească de voi. Da. E anul vostru, simți? Am spus și în anii trecuți că e anul nostru și tot așa, dar CFR este candidată, părerea mea. Un lot valoros, trec printr-un moment mai dificil, dar n-au jucat cu echipe ușoare. Au jucat cu contracandidate, așa că părerea mea este că CFR este o forță și se va da lupta în play-off. Toată lumea te laudă pentru că te-ai pregătit exemplar în cantonament. Crezi că ți se va face și ție loc în sfârșit? Dar în nu echipă? Trebuie să mi se facă loc, eu nu cer să mi se facă loc. Mă antrenez foarte bine, am 4 reușite la rând în 4 meciuri. Eu îmi văd de treaba mea, nu mă interesează ce se vorbește, s-a vorbit și prost și bine. Așa e în fotbal. M-am obișnuit cu lucrurile acestea, așa că important pentru mine este să meargă echipa, să câștigăm, să fie atmosferă foarte bună. Rivalitatea la antrenament când avem miuțe, cum a fost și săptămâna asta și acum 2 săptămâni. Așa că totul merge foarte bine. Păcat că este cam frig la antrenament și la meciuri, dar va trece și vremea. Bănuiesc că este o miză pentru tine să și joci titular. Contează mult pentru un jucător să înceapă un meci ca titular. Toți își doresc să joace titular, nu? Și cei care nu prin lotul și eu știu. Te întrebam asta pentru că știi foarte bine că au apărut acele discuții, a zis și patronul, că vom încerca să-l treacă pe David Popescu Inter, să... Nu știu, nu mă interesează, nu, habar n-am, v-am spus, nu ține de mine. Important este ca noi să ne antrenăm foarte bine, să fim cu zâmbetul pe buze, să credem în noi că asta e cel mai important și într-un final vor veni și reușitele și perioade foarte bune. Pentru tine contează mai mult reușitele decât reușitele să echipei? Joci titular? Adică să intri în repriza a doua, să dai gol sau o pasă de gol decât să joci din primul minut? Și dacă joc din primul minut și nu dau niciun gol și nicio pasă de gol? Asta și dacă intru, ce păi contează cum o iei așa? Te întreb, ce contează păi, pentru tine? Că... Nu știu, mai întreabă, fă un sondaj să mă întreb câțiva jucători să vedem ce răspund. Deci ți-e ok? Da. Mulțumesc.